Intrând în atelierul lui Mircea Dumitrescu, pășim parcă într-un imperiu al poveștilor, dar nu de orice fel, ci al celor mai savuroase mărturisiri despre o viață plină de prieteni și lucrări una și una. Picturi, desene, gravuri, sculpturi, apoi plăci de metal sau lemn, prese și jurnale, albume și șasiuri, culori și cerneluri, pensule și creioane, penițe, dălți și ace de gravură, toate așezate într-o ordine perfectă, așteptând ca maestrul vrăjitor să înceapă magia. Ajungând la senectute, cum se spune, deja în principiu am un sentiment că am numai trecut și viitor din ce în ce mai puțin. Sunt ca într-un binoclu. Am multe amintiri, dar întors pe dos. Din spate am o mulțime de lucruri, iar în față sper să am ceva care să le funcționez. Vise am, pentru că aș vrea să peste 4 ani să fac o expoziție mare cu soția mea, care mă ajută și acum, dar mai mult când mă uit în spate, văd cât de mulți oameni am întâlnit, cât de mulți prieteni, din păcate, pot să spun că am avut, și care încep să te părăsească și tu simți din ce în ce mai mult lipsa. Bucuria mea mare în cazul de față este că am un imperiu aici, la Muzeul Național al Literaturii Române, în care spațiul pe care mi l-au oferit, e adevărat că și eu îi ajut cu ce pot, cu sălile de expoziție și oamenii pe care îi au, cu muzeul din Crețulescu, este un adevărat focar de cultură. Așa că încerc și eu să-i ajut cu ce pot, iar ei mă ajută sufletește și mai se întâmplă ceva, nu sunt singur. Mai ales că sunt și sări de expoziție, sunt sălile de teatru, sunt prietenii mei actorii, prietenii mei scriitorii. Chiar sunt un bogătaș de prieteni. Mircea Dumitrescu este cunoscut ca unul dintre cei mai dedicați profesori pe care i-a avut Universitatea de Arte din București. Un profesionist desăvârșit, un performer al artelor grafice, care a format multe generații de studenți, inițiindu-i în meșteșugul laborios și complicat al gravurii în lemn și metal sau al litografiei. Ai fost ani de zile profesor la Universitatea Națională de Arte. Așa și e. Ai avut pe mână generații de artiști care astăzi și ei la rândul lor exact. Artiști sau profesori. Deci iată că ai știut să predai o ștafetă. Am știut, din păcate, cu cât îmbătrânești și am văzut și în teatru discuții foarte multe acum, deja începe o bătălie a tinerilor, puțin cu cei care sunt ceva mai bătrâni. Eu am noroc că nu fac parte din nicio bătălie de aceasta, dar mi-amintesc de vorbele lui Nichita în convorbirea lui cu Breban, în care spuneau că miturile și tinerii încep să-și găsească drumurile lor și, într-un fel, încep alte mituri. Mitul, de exemplu, al tinereții, care nu poate, nu mai are nevoie de cea a maturității în care lumea să se așeze, să treacă niște examene și au încredere, le e frică să nu facă greșelile celor care sunt bătrâni. E loc pentru toate miturile, până la urmă, iar tinerețea nu rămâne agățată într-un cui pentru eternitate. De aici e, știi, te uiți la literatură și îi vezi pe cei care erau 80-iști, în fond sunt și ei oameni de 60 de ani acum, așa că lucrurile sunt mai complicate, dar e bine că încă respirăm, vorba lui Nichita, și de aceea aș vrea să încep o lăudătură personală, pentru că am reușit să fac volumul tatălui meu, care a murit foarte devreme. Când e ceva ce ai în mână. Da,
care era lucrarea de an pe care a făcut-o cu profesorul Gusti, el făcând geografia și istoria, având profesori toți academicieni, Vintilă Mihăilescu, Gusti, sunt toți, erau membri Academiei în Facultatea de Filologie și Filozofie. Și în același timp am terminat, am găsit, și aici nemaipomenit, cartea care am făcut-o cu bunicul meu și am avut norocul că mi-a trimis un prieten din Franța, a mers la centru militar și am obținut exact când a fost unirea, certificatul de deces al bunicului meu și aceasta este crucea care există la Sulzmat, este erou în primul război mondial și, vedeți, am primit exact în anul unirii celei mari, în 18, sărbătorită la noi. Cartea am lansat-o, e carte bibliofilă, sunt 50 de cărți, deja sunt date la biblioteci, sunt cu gravuri originale. Sunt foarte bucuros că nici bunica mea nu știa unde e bunicul meu. Parcă cei 100 de ani de la Marea Unire am plinit jertfa bunicului meu. Este un grafician cu o mare lejeritate a desenului și efectelor grafice. Cu o linie lirică, care s-a potrivit perfect ilustrației de carte, în care a excelat o viață. De fapt, disponibilitatea sa nativă de povestitor s-a transpus pe deplin și în opera sa, pentru că toate lucrările, fie de gravură, grafică de șevalet, ilustrație de carte sau sculptură, sunt povești în derulare. Cum ai ajuns să simți că vrei să fii artist? Foarte simplu. Eu am făcut de toate. Am făcut film, am făcut chimie, am făcut de toate. În schimb, aveam un prieten care, din păcate, a murit. El făcea arhitectură și am zis să dau la arhitectură. După un timp mi-am dat seama că nu sunt bun pentru arhitectură, nu-mi plăcea desenul tehnic prea mult. Și atunci am optat pentru plastică. E adevărat că munceam foarte mult, dar toată lumea știa că nu o să intru, pentru că atunci, pentru fiecare secție, erau 4-5 locuri, toate locurile erau 20 de locuri. Pentru intelectual, mama fiind profesoară, era mic burghez, și erau 20 pentru cei care veneau de la țăran și muncitori. Am intrat pe cele 20 de locuri, penultimul, dar de la început am vrut să fac grafică. Îmi plăcea foarte mult să citesc. Citeam și pentru mine a contat foarte mult desenul. De aici și găsesc că desenul este alfabetul artistului plastic. Poate se și greșesc. Vede în lucrările tale, pentru că tu ulterior ai făcut foarte multă ilustrație de carte. Am făcut, că trebuia să trăiesc. Și în privința ilustrației trebuie să spun că n-am vrut ca și în artă să găsesc un stil, așa cum se caută. Pentru mine ideea sau trăirea se schimbă și atunci trebuie să găsesc un sistem care să mă reprezinte, nu să fac o manieră de a reprezenta, ci fiecare ciclu începe să schimbe stilul în funcție de lucrarea respectivă. Dar mă reîntorc. De ce spun desenul? M-am ocupat de gravură foarte mult. Cu cine ai făcut gravura? Gravura am făcut-o cu domnul Iuca, dar marele profesor al meu, la care țin și îl admir și îl respect și ca om, și ca mare pedagog, a fost Vasile Cazar. Roland Barthes, am găsit o frază în discuția lui, în caietele lui filozofice, m-a bucurat fantastic că mi-a dat aripi și mai mult pentru gravură. El spune că arta gravurii este foarte importantă ca o muzică de cameră. Este de o mare rafinament. De ce? Pentru că de gândit ochiului și de lucru mâinii. Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, oamenii încep să folosească foarte mult computerul și manualitatea începe să dispară. Pentru mine desenul, de la gravură, m-a împins către sculptură. Pentru că de la bătălia bidimensională din placa de gravură și de desen,
trebuia să simt volumul. Și volumul acesta tridimensional m-a ajutat să înțeleg și mai bine partea de bidimensional. Ai atacat această direcție... De la început. De la început. De la început. Amenele și în bronz. Ăsta e zdreață și alfoite de faianță, care o să stea, de altfel am făcut și pe arghezii și pe paraschiva și asta o să stea la mărțișor. O să fie la mărțișor. Aici punem bine lemne, alea mai mă joc cu niște lemne mici. Aici am făcut tabelele lui Moise. Dacă va avea postament. Sculptura aceea din spate, în bronz, va fi la o casă de orfani, de la Odorheiu Secuiesc. Sfântul Sebastian. Acestea le-am făcut, le-am lucrat toate aici, în spațiul acesta, pentru că sculptura o fac vara la câmpul Moldovenesc. Anul acesta, fac 50 de ani de la prima expoziție pe care m-am lansat la Galeria Simeza, 50 de ani de la prima expoziție, urmând ca după aceea 35 de ani să nu mai fac nicio expoziție. Abia în 2008 și după aia urmează cu rapiditate, întrucât acum m-am stabilizat, știu ce vreau și știu ce caut. În cazul de față, chiar din Simeza, de altfel, am avut o cronici fantastice asupra sculpturii mele, nu am așteptat, acum spun sculptură, dar atunci din timiditate, ca lumea să nu mă creadă că sunt sculptor și că mă dau mare, le-am spus că sunt gravuri spațiale. Sunt în fond desene, eu tai în lemn direct, exact cum tai gravura, o lucrez direct, numai având mici schițe pe care le fac inițial și după aceea încep să lucrez în lemn. Care este tehnica de gravură care crezi tu că ți se potrivește cel mai bine? Toate sunt, nu am probleme. Întotdeauna orice tehnică m-a făcut, mi-a creat obstacole pe care trebuia să le înving. De aceea îmi pare rău că astăzi foarte puțin mai fac gravură. Eu am atelierul de gravură deschis în cadrul Muzeului Național al Literaturii. De altfel, muzeul mi-a și dat sala și mi-a și numit-o sala de gravură a Bucureștilor, Mircea Dumitrescu. Adică am preluat un parfum bucureștean, București, și dacă tinerii vor și vor să lucreze, eu îi aștept aici, dar cu o singură condiție, să facă curățenie după ce își termină de lucru. Tu ai avut privilegiul de a avea alături de tine niște oameni care astăzi rămân niște simboluri ale culturii române. Aș vrea să ne mărturisești prima ta întâlnire cu Nichita Stănescu. Eu i-am iubit pe scriitori foarte mult, pentru că am învățat și le-am copiat formele compoziționale. Asta văzând foarte clar, exact și cum spunea Nichita, căutarea tonului. Căutarea tonului însemna, în fond, forma compozițională pe care trebuia să o aplic. De altfel, ilustrațiile pe care le-am făcut se pot vedea că ale mele sunt sar de la Ana la Caiapa, dar încercând să explice pe autor și nu să mă fac pe mine, cum era, de exemplu, Val Munteanu, care se lucra aceeași carte cu același stil. Tu te desparți de narațiune, de fapt. Nu de narațiune, de formă. Trebuia să găsesc o formă specială pentru fiecare din el, care era tonul pe care îl dădea poetul. Cu Nichita a fost foarte simplu. Un fost elev al meu mi-a dat un volum de poezii, Starea Poeziei, și mi-am dat seama că e ceva la care era ceva total altfel. Și atunci m-am dus la Nichita, vreau să spun, nu m-a prezentat nimeni, la Nichita să intra când doreai, cum doreai, și te așezai și ascultai, pentru că n-avea clanță la ușă, n-aveai ce să furi,
decât masa cu 6 scaune, bonanța, și el ca o prezență vie în mijlocul tuturor mesenilor. Am stat, m-am așezat, a fost debordant ca minte, ceilalți îl adulau din jur și a doua zi m-am dus, am luat un caiet, adică aveam planșe, o planșetă și am stat și am desenat, de altfel sunt bucuros că am desene de atmosferii nichitiene, ca niște șubertiene, în existența poetică. Aici am poeziile care mi le-a dedicat Nichita, toate sunt la Mircea, la către Mircea, la călătoriile lui Mircea Dumitrescu, la Mircea Dumitrescu și așa mai departe. Până la urmă am avut de la el 33 de poezii. Am pierdut 3, că le-am dat lui Tomozei și de la, ziarul pe care l-avea, s-au pierdut. Acestea sunt cărțile pe care le-am făcut după aceste date și aceste poezii și sunt cărțile care apar bilingve, traduse de Puzloici și cu gravurile care sunt micșorate pe cele care le-am făcut în data trecută mari și acum le-am micșorat la 60 de centimetri. Am făcut o carte care era suma cunoștințelor mele despre arta construcției de carte. Adică o carte care se ridică, se face de 4 metri și nu răsfoiești tu paginile, ci cartea te răsfoiește pe tine, în sensul că trebuie să aluneci pe lângă ea 4 metri și să dai și foaia de hârtie 4 metri. Aici e decalogul. Aici e poezia care i-am făcut-o la când avea Nichita 49 de ani și numai poezia era trasă în 13 exemplare. Acum am băgat-o în gravură. Restul sunt toate poeziile și gravurile care, cam în felul ăsta. E făcută în așa fel încât să te miști tu ca om în jurul cărții, nu să răsfoiești foile. Cum te-a primit Nichita în universul lui? M-a admirat pentru că desenam. Una dintre lecțiile mari pe care mi-a tras-o, în momentul în care am mers cu el la Costinești și cu Dora, am încercat și eu să imit desenul. Vreau să spun că el desena foarte bine, sintetic și ca modă. Și el mi-a spus să nu te apuci de prostii. Și de atunci m-am lăsat și mi-am văzut de treaba mea. Deci era un foarte bun pedagog, un foarte bun prieten și vreau să spun un om care putea să te încurajeze enorm. De altfel, trăgea de mine ca să-mi deschidă expoziții, să-mi facă vernisajul. Eu n-am făcut, făcusem unul în 73 și abia după aceea am făcut în 2008 o expoziție. Deci 35 de ani n-am expus. Asta nu înseamnă că n-am participat. Tehnicile și meșteșugul gravurii le-a deprins întâi ca autodidact și apoi de la profesorii din facultate. A reușit să-și construiască singur o presă de gravură pe care lucrează și astăzi. Asta e viitoarea carte care e coperta pentru Mureșan. De altfel, ilustrațiile, asta n-am apucat să le negresc, sunt ăsta e cu Mureșan, în care săracul nu știe ce să facă cu ungerii lui de deasupra, ăla rău și... Asta e oaia, una dintre cele mai vechi prese, 1700 și ceva, un Anton Pan care o să meargă la muzeul Anton Pan. Câteva lucruri în bronz le-am tras după pisicile care sunt acolo. De desubt sub masă e șarpele care l-am, iar acolo am cina cea de taină, presa de vită. Chiar că urmează să mai imprim un cuvânt de... Presa asta am făcut-o eu. Unde ai făcut-o? Am făcut-o în 68 la uzinele Roman. Am dat 11.000 de lei pe ea. O avea!
Da, era salariul meu aproape un an, că aveam 11, aveam 1000 de lei. Dar au făcut o pășest. Acum n-aș putea face presa asta, pentru că totul e blat de fier plin. Masa era botată aproape o zi întreagă, o pactă, ca să o facă de aia. Fier ca lumea. Nu s-a dat niciodată în lături de la a învăța tainele meseriei de tipograf, de exemplu, care mai târziu avea să-i ofere soluția optimă pentru a transpune integrala manuscriselor lui Mihai Eminescu. Un proiect monumental care i-a ocupat o parte semnificativă a vieții și care s-a concretizat în multe volume care acum pot fi consultate la Biblioteca Academiei Române. Astfel, atât cercetătorii cât și publicul pot avea acces la manuscrisele eminesciene, care, de altfel, mai devreme sau mai târziu, s-ar fi deteriorat irreversibil. Eu cred că subiectul Mihai Eminescu, în ceea ce ai făcut tură, te personalizează într-un mod cu totul special. Vreau să vă spun, e una dintre marile mele mândrii. Am avut, cred că, cel mai mare noroc ca să fiu pregătit să fac aceste manuscrise. Deja Umanitasul încercaseră și directoarea, doamna Ciubâncan de la Monitor, după un an de zile, a renunțat să facă manuscrisele prin tehnica pe care o băgase. Eu, fiind și gravor și fiind și om de carte, am vorbit cu domnul profesor când mi-a propus să fac, i-am prezentat cum voi face aceste lucruri, eram pregătit. Știți cum e? Au venit toate la timpul lor, mai ales că vorbisem și cu Petru Creția, făcusem deja niște lucruri, el îmi spusese niște lucruri fantastice, în sensul că după ce lucrase atât de mult timp la manuscrise și le citea împreună cu Vatamaniuc, pe Pesiciu, cu Eugen Simion, a spus că a mai găsit poezii noi. Și el a spus, în continuare vor fi desene noi și poezii noi în manuscrise, dacă vor fi căutate. Că erau cu creionul, erau pierdute. Și vreau să spun că am găsit și eu un desen care nu e în volumul lui Perpicius, pentru că textul de pe spate ieșise pe față și astupa desenul respectiv. Eu cred că și astăzi Eminescu poate fi cercetat, un mare proiect pe care Academia Română, prin domnul Eugen Simion, s-a încheiat și este ceva fascinant. Spirit energic și optimist, Mircea Dumitrescu este neobosit. A risipit cu dărnicie tot ce știa, dar nu și-a neglijat niciodată nici propria creație. Are ce povesti, pentru că deschiderea sa către oameni l-a îmbogățit pentru mai multe vieți. Dialogul cu el pare a nu se termina niciodată, pentru că mereu parcă întoarce o altă pagină, o nouă amintire, alți oameni, alte întâmplări. Îi iubesc pe cei din jur. Invidia mă dezamăgește, spune el cu dezinvoltură. Am un Vion, e ediția bibliofilă. Am tras 11 exemplare. E o ediție specială făcută pentru un prieten avocat. Ce înseamnă o carte frumoasă? Da, sunt și originalele, sunt toate aici. De altfel, el își folosește și el încă un volum, bagă în momentul, în final, vorbește chiar că e bine să-l citești pe Vion și nu să-ți faci moda, trebuie să mai bine să stai să-l citești pe Vion. El fiind unul dintre mari boemi ai lumii, de altfel și inteligent, dar și criminal. Ceea ce este interesant este faptul că fiecare lucrare de artă poartă marca artistului, semnătura artistului și numărul din tiraj. Da, da, e obligatoriu. Deci câte exemplare am tras? Acesta este exemplarul 3. Din cele 10, pentru că un exemplar este exemplar de artist. Deci, aici poezia, că va ști cât de greu gâtul, va ști cât de greu e fundul.
Asta gândindu-se că va fi spânzurat. Și așa mai departe. Sunt în cărțile bibliofile. A fost pasiunea mea cartea bibliofilă. De altfel, am crezut întotdeauna că artistul plastic va trăi din cărți și legătura lui cu scriitorul. Deci, am toate aceste caiete, sunt toate pe hârtie de mână, deja le-am și expus. Sunt ca niște jurnale, de altfel, să și văd. Sunt toate pline, de la acorele, de altfel, am altele, care sunt tot aici. Și, ca să vedeți, eu le primesc chiar așa, întregi, caietele și lucrez înăuntru. Pot să arăt unul dintre ele, care chiar e pe masă acum, tot apel, el e plin în prima parte, dar vedeți că mai am de umplut încă 10 foi, trebuie să mă apuc să fac rost de alte caiete, că ăsta l-am terminat. Cum îți proiectezi de aici încolo ceea ce vrei să faci? În general fac o glumă. Buletinul meu e valabil până în 2057. Așa că aș vrea să mă țin de ce mi-a oferit statul român și mai ales miliția, că încă e buletinul vechi. Așa că sper să mai trăiesc atât de mult, dar viitorul, exact cum îți spuneam la început, e un binoclu întors. Viitorul se apropie foarte mult față de mine, trecutul e mult mai îndepărtat, dar mai autentic. Thank you.